Cum să mă pot ruga și concentra la Sfânta Liturghie? Dragă
Domnul ne iubi, rugăciunea este o bindă a sufletului, iar pasta din măsura, dacă ne se întâlnește, nu suntem în jurul concentrați, nu suntem interesați, nu suntem în jurul de angajați, nu suntem în jurul de ostenitor pentru a menține gândul la cele din care ne sau la cele din care ne spun. Faptul este că mintea noi nu cunoaște la fel decât lucrători în filocalie, în mântuire, la Sfântul Castian, citim că gândul omului ca o mamă, ca o mamă nu se mișcă. Și așa cum e moară, macul de ceva spre moară, tot așa și mintea va macul de ceva spre mintea. Ce nu ne facem probleme, ceea ce trebuie să facem și ceea ce vine din mântuire, când vedem că gândul e rătăcitor, să-l aducem la locul lui, să-l înlăturăm gândul cel rău cu gândul. Cum ar trebui să știe cum ne ajunge să avem o rugăciune limpede, o rugăciune fără intervenția altor gânduri. Ma, una este să ai un gând care te caracterizează și alta este să ai un gând trecător. Nu ne facem probleme pentru că noi nu cunoaștem mintea decât cu îmbrăzirea ei. Dumnezeu știe când vom ajunge să avem mintea stată în cită la Părinte, greșesc cuvântul meu, Doamne Iisuse Hristos, Fiul Dumnezeu, iubește-ne și ne bucurește pe noi păcătoși și cuvântul la familia mea, sau zicând, Doamne Iisuse Hristos, Fiul Dumnezeu, iubește pe noi și lumea ta? Da, asta, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu, iubește pe noi și lumea ta, este o comună de la SOS, al Părintele din Socomi. Nu, cuvintelor pe care le ai. O să vezi la Doamne și se primește. Doamne primește pe copiii, Doamne primește pe părinții mei. Ce pune problema? Nu e vorba de o formulă strictă. Că nu mă așa, dacă zici așa e bine, dacă nu zici așa, nu e bine. Zici, cum îți lipiază conștiința ta să zici și nu-ți faci probleme și dacă îți faci probleme, să știi că nu e bine. Nu e bine că îți faci probleme, nu că nu e bine. Părinte, cum ne recomandați să ne rugăm în familie? Părinte, să știți că susțin, cât pot eu să susțin, ca cei din familie să se roage și împreună. Adică să nu se roage unul într-o parte, altul într-alta, unul dată, altul altă dată, din cât se poate și unde se poate rugăciunea să fie comună. Să vă gândiți la bucuria de a vă ruga, de a fi rugat împreună cu soția, cu soțul, cu copiii. Bine, că nu poți să spui pe copii să se roage la fel cu părinții ca durată de lucruri. Cei mai mulți părinți se roagă cu copiii și se mulțumesc că s-au rugat pe mine cu copiii, că și-au zis copiii rugăciunile. Și asta e durată. Cât se roagă cu copiii? 3 minute. Câteva minute. Și rugăciunea omului mare trebuie să fie la înțelesul omului mare. Copilul nu înțelege rugăciunea. Hai să zicem de ce rugăciunea cuvinte se poate la analizată. Copilul și ce nu înțelege? O zice cu învățată, nu zice cu înțelege. Omul mare nu înțelege. Și dacă înțelege, el trebuie să o zică cu mai mult angajare și de mai multe ori, nu știu, că se ascușa de rugăciuni către Maica Domnului de felul și așa cu care este rugăciunea cu mine și cu oameni. Părinte, cum să ne rugăm când suntem într-o situație dificilă? Păi, nu te poate vedea cineva cum să te rogi tu, cum e rugăciunea, la nivelul omului. Dacă rugăciunea e o plină la Sfântul înseamnă că rugăciunea e un element de omul. Sfântul Ioan Sfântul Ioan vorbește de bani, de
rugăciunii, când e vorba de rugăciunea de felul cum se la Domnul, anume rugăciune spurzată sau întinată, rugăciune curată, rugăciune pierdută și rugăciune curată. Cum ți-a așezat la Sfânt, așa ți-a și rugăciune. Ești curat, ai rugăciune, ești curat, ai rugăciune. Părinte, ce să facem ca să învățăm mai multe rugăciuni? Păi să învățați să se facem. Și tot ce aveam o părinte la mea la Dumnezeu, să se din liceu, și se părinte, să cunoaște ca să vă spun ce la. Acum, i-am ajuns și eu urmă. Și eu trebuie să fiu tot ce la, pentru că nu sunt tot ce la, nu pot asimila. De exemplu, când am găsit la o alcătuire de la slujba, mai înainte de crucea cea mai de oameni, păcatul învățind, păcătatea stăpânindu-te, se ridicea desfătarea cea curească a oamenilor și poftă de ce le trupești, puțin de mine de mamă. Iar de când s-a arătat taina crucii și s-a schimbs răutarea trecească cu cunoștința de Dumnezeu, bunătatea ținută trece de Domnul. Postul se cinstește, înfrânarea se răgește, rugăciunea se sărbăcește. Și mărturie este viața, este vremea aceasta care mi s-a dat de la Hristos Dumnezeu ce s-a răspândit pentru mântuirea sufletelor noastre. Păi nici ce sunt atunci simțul ăsta până când s-o ridic de minte. Nu mă sugește ca apă cum mă sugea la tinerețe. Când eram tânăr și învățam ceva așa la mă, ce înveți că acum ați trebuie la ceva dai de mânzată, cu cea nu. Nu-ți mai bate calul dacă nu te întreabă nimeni. Mi-am preocupat cu mine, am făcut, dar am întrebat pe care că nu mai fi nimeni că la mine este. Părinte, ce să facă doi tineri care nu știu dacă se potrivesc? Probabil nu mai așa fac. Păi să rupe pe care sunt tineri, că am văzut pe tineri. Nu poate cineva să spună, băi, unde te potrivesc sau nu te potrivesc. Atunci, nu există o metodă de prietenie, dar prietenie există. De ce prietenie? Un fond comun. Vezi tu dacă te potrivești, dar dacă nu te potrivești, trebuie și te potrivești. Fiți oameni sunt de ne să te potrivești. Da, dar nu te potrivești. Sau să te spate. Nu se poate. Dacă ai credință în Dumnezeu, ai și posibilitatea de a te menține de sfera Dumnezeu. Dacă nu ai credință în Dumnezeu, mai degrabă la medie era mai repetător, mai repetător pentru tine. Nu știu să dau o femeie de la noi din sat. Că cine vrea să te acum? Mă gândeam să te spate. Și ce eu am avut un om rău și venea de la cârjă și cu cămăși rupte din brățăruirile de lor pe acolo și zice, eu n-am știut carte, că ne-am pus sărbă la capul în pol. Ne-am pus 18 cătice, dar mai avut ce mai face cu el. Tot la lor pe care le-am putut gândi cu celălalt. Ne-am mai s-o copii. Și am spus ce s-a făcut viață întreagă în lume și-o crescut copii, și-o tras la lume, o pornit drumul ăsta trebuie să ducă. Părinte, credeți că este potrivită petrecerea după nuntă? Adică petrecerea după nuntă cu mâinii? Dragă, acum am înțeles ce aș putea eu să vă spun și aș revine
și vise de la Dumnezeu, trebuie să credem în vise? Care de bine? Visele mele nu sunt explicate în toate cazurile. Sigur că sunt și vise care pot fi descoperitoare de la Dumnezeu, să credem la visul lui Iosif. Nu vorbim cu prea să fie Maria. Poate prin care ei s-au descoperit anumite lucruri, nu prin realitatea din starea de trei ani, ci prin vis. Sunt persoane care se explică prin experiențele pe care le ai, prin succesele pe care le ai, prin succesele pe care le ai, prin legaturile pe care le ai. Exemplu, în familia noastră, în legătură cu bune, să zic, aveam niște vise, de pe urma unor situații nepăsute. Și anume, unde locuiam noi, era o bicnică care se deschidea ca o lată. Și trebuia să treci peste bicnică ca să ajungi afară din veranda care era bine. Și ai mei spuneam, bă, copii, ai de grijă că tine s-a deschis. Și eu nu mi-am cea la minte și credeam în tine. Și nu eram greu și pățeam de niște lucruri. Dar oricum, mă loveam. Și spuneam, mamă, am căs cu tine. Și venea mama și cu bună și cu jur de mine, că ai pe Thank you.